Moment deosebit de important atât pentru cadrele didactice, pentru studenți, pentru viitorii studenți, pentru dezvoltarea economică și academică a municipiului Turnu Severin, la care fostul milițian Constantin Gherghi a lipsit. Astăzi, la Turnu Severin s-a desfășurat a treia ediție a Simpozionului Internațional de Inginerie și Management, Ingineres sub egida Universității din Craiova, prin Centrul Universitar din Drobeta Turnu Severin. Astfel, Facultatea de Mecanică a fost gazda mai multor invitați din țară și din străinătate. Astăzi se desfășoară la noi în Drobeta Turnu Severin a treia ediție a conferinței Naționale Advances in Engineering and Management, unde ne bucurăm de o participare semnificativă. Este vorba despre colegi de la universități din străinătate și aș enumera aici universități din Israel, din Austria, din Olanda, din Grecia și de asemenea participare națională de la universități prestigioase din România, Universitatea Politehnică București, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Transilvania, doar pentru a preciza câteva dintre aceste universități. În paralel cu această conferință se desfășoară un workshop în cadrul unui proiect european care este dedicat educației în navigația pe ape interioare. Cât va dura acest proiect? Acest eveniment se desfășoară pe parcursul a două zile, 11 și 12 septembrie. Universitatea din Craiova, prin partea tehnică a facultăților de profil, în special mecanică, are un efectiv de 2200 de studenți, iar severinenii, atât cei din Craiova cât și cei din Turnu Severin, se află printre aceștia. Important este aspectul că, din punct de vedere al cercetării, la Turnu Severin se află cel mai modern centru de cercetare. Este un proiect important, alături de celelalte proiecte pe care le are Facultatea de Mecanică. Este un proiect important prin faptul că avem parteneri, suntem susținuți de parteneri importanți din Europa. Departamentul de aici, din Severin, are de asemenea, pe partea de cercetare, proiecte puternice, proiecte complexe, care au la bază parteneriate cu universități din țară și cu universități de prestigiu din Europa. Acum, Facultatea de Mecanică, pentru că departamentul de aici din Severin face parte din Facultatea de Mecanică a Universității din Craiova. Este una dintre cele mai mari facultăți tehnice ale universității, în care își desfășoară activitatea peste 2200 de studenți. Avem de asemenea un corp profesoral bine pus la punct, un corp profesoral puternic format din aproape 100 de cadre didactice titulare. Cercetarea și simpozionul s-au axat pe ingineria auto, ingineria transportului, ingineria industrială și ingineria navală, plus ingineria mediului. Partenerii fiind din Austria, Israel, Olanda, Grecia, dar și din cadrul Politehnicii Bucureștene, Timișoara sau Cluj. Facultatea de Mecanică spun că este importantă prin faptul că gestionează domenii de studii cu un impact deosebit pe piața muncii, dar și în cercetare. Și este vorba de ingineria automobilelor, care e cel mai căutat domeniu al facultății. Este vorba de ingineria transporturilor, ingineria civilă, ingineria industrială. Aici la Severin avem ca și domeniu foarte important ingineria navală și navigația și de asemenea ingineria mediului. Deci partea de cercetare este foarte bine reprezentată la Severin și prin faptul că aici la Severin avem cel mai modern centrul de cercetare în ingineria materialelor, mai precis în metalurgia pulberilor. De aceea și evenimentul de astăzi se pliază foarte bine la obiectivele pe care le are departamentul din Severin. Pe scurt, ce se va întâmpla astăzi aici? Despre ce veți discuta și cum îi puteți să-i ajutați pe elevi cu aceste întrevederi? Deci este o conferință internațională, este o conferință orientată pe parte de inginerie și management. Toate lucrările acestei conferințe sunt importante și pentru studenți, pentru că, așa cum am spus mai devreme, ele constituie obiectul unei cercetări care se pliază foarte bine pe domeniile pe care le gestionează departamentul de aici din Severin, respectiv ingineria navală, ingineria materialelor, ingineria mediului. Cât privește interesul arătat de către autoritățile locale, subțire spre deloc, am putea spune. Astfel, prefectul Nicolae Drăghia, profesor de altfel de meserie, nu a dat pe la facultate și și-a trimis subprefectul nimeni altul decât un apropiat al penalului baron de Mehedinți, Adrian Doicu. Chiar finul acestuia, profesor de not într-un oraș fără bazin de not funcțional ce zace într-o ruină. Felix Manta, care a și cuvântat. Aici prezent și vreau să urez ca reprezentant al Prefecturii Județului Mehedinți bun venit tuturor celor care participă la această conferință. I wish to all welcome you at this conference. Și sunt convins că odată ce toți înțelepții se adună pentru a stabili anumite criterii de desfășurare a activității pe viitor. I think
that in this time when all the Frenchmen are gathering to put together all of these ideas. Noi toți ceilalți avem de câștigat. We all have to win, gain something. Yeah. Și vă doresc succes în activitatea dumneavoastră și la această conferință. Gheorghe, fostul milițian și traseist politic, nu a dat pe la facultate, nici nu ne miră. Ce le putea spune înțelepților lui Manta, fostul milițian? Nu știm că n-a venit, dar a venit nepotul, Romulus Vâlcu, viceprimar și jurist de profesie la o întâlnire despre mecanică. Bună ziua, mă spun și eu și dați-mi voie să vă aduc salutul primăriei municipiului de dată cu Severin, să vă spun bine ați venit în frumosul nostru oraș, să vă doresc succes, să vă simțiți bine alături cu Severin. Let me tell you welcome here and good luck at this conference. Sper de asemenea să mai veniți în orașul nostru de câte ori aveți ocazia. We also invite you to come here again in our city. Ca instituție, noi sprijinim și am fost onorați să fim parteneri și în acest proiect. We are honored to be partners in this project. De altfel, sprijinim cu tot ce putem toate proiectele universității, de așa manieră încât centrul universitar de la Loredat Severin să fie unul recunoscut. Importanța acestui proiect și simpozion constă în dezvoltarea tehnologică, atât locală cât și regională, fondurile atrase prin resurse proprii și putere proprie de profesorii Universității din Turnul Severin, care au reușit ce n-au reușit mulți dintre perindacii pe la cârma județului și a municipiului Turnul Severin, și anume să pună municipiul și județul pe harta internațională a elitelor. Foarte important acest aspect pentru că prin cercetare și educație, dezvoltarea este una asigurată. Prin platani și sensuri giratorii de miliarde de lei, municipiul și județul se îndreaptă spre de populare și sărăcie. Gheorghe, fost milițian și traseist politic, apropiat al lui Băsescu și Udrea.